cum s-a spus, eu sunt doctorat la Heidelberg și sunt fellow la Fundația pentru Memoria Shoah-ului de la Paris, pe zona de finanțare și de suport. Tema mea de doctorat se leagă de masacrul de la Odessa și de procesele care au urmat după 44, cum spus eu, merg până în 48, dar puțin și peste. Partea asta cu memoria Holocaustului e oarecum tangențială în studiul meu. Eu mă ocup mai mult de zona efectivă a proceselor, de procesele legislative de după 45 până în 48 și inclusiv de masacrul de la Odessa ca fenomen istoric în timpul războiului. Cam asta e zona mea de studiu și în cadrul acestei scurte conversații pe care le avea cu Eugenia, vom discuta în mod deosebit despre modul în care a evoluat memoria Holocaustului în primii ani de după război, dar nu doar în primii ani de după război, ci mergând și în anii 90. Dar am pus aici primii ani după război pentru că am decis să focalizăm oarecum, să ne întrebăm să ne uităm la modul în care am influențat primii ani după război, acea anumită tranziție și ulterior comunismul în România în anii 50-60 până în 70, au influențat ceea ce înțelegem noi prin Holocaust astăzi, inclusiv în zilele de azi cu mișcările de extremă dreapta și așa mai departe, care și-au originea nu doar în anii 90, ci mult înainte. O să îi dau cuvântul Eugeniei puțin și apoi o să revenim la tematica de care vorbim. V-am doar să completez, de fapt, foarte puțin la prezentarea care mi-a fost făcută. În afară de faptul că sunt, într-adevăr, doctorant la Universității în Haifa, tema mea de cercetare nu este efectiv istoria Holocaustului din Transnistria, ci, practic, despre ce vorbim astăzi, memoria Holocaustului din Transnistria în perioada comunistă. De asemenea, mulțumesc pentru prezență, dar recunosc că mă simt destul de emoționată de această prezență a unor persoane care cunosc foarte multe lucruri despre Holocaust, istoria evreilor în general, îmi imaginez, și memoria Holocaustului, poate în perioada comunistă. Eu predau câteva cursuri din zona Holocaustului la SNSPA, dar evident că vorbesc în general unei audiențe de studenți care știu foarte puține lucruri, așa că o să vedem în ce măsură o să învățăm și mai multe lucruri, probabil astăzi de la dumneavoastră. O să discutăm, așa cum spunea Emanuel, despre memoria Holocaustului în primii ani post-război. Considerăm noi că este o fundație pentru ceea ce se va construi mai târziu în ceea ce privește memoria colectivă a Holocaustului, inclusiv până în zilele noastre. Și atunci o să dați cuvântul, Emanuel, să încep. Bun, atunci o să încep eu și vreau să merg puțin mai înapoi, atât din punct de vedere istoric, cât și memorialistic. Și vreau să încep discuția prin a mă întreba, oarecum, și a ne întreba, și după aia am te întrebat și pe tine, Eugenia, de simbolurile pe care e văzut Holocaustul în România. Adică, cumva, de unde se începe? Pentru că, din punctul meu de vedere, și din câte am discutat și cu tine și cu alți colegi, din punctul multor de vedere, de obicei, când discutăm despre Holocaust, avem niște simboluri care ne vin în minte. Nu știu pe câți din România, dacă i-am întrebat de Holocaust, i-ar sări gândul la Cornelius de la Codreanu, de exemplu, care, evident, a murit înainte de începerea Holocaustului, dar există, evident, o influență foarte clară a mișcării legionare în gândirea din timpul războiului și, inclusiv, în dezvoltarea memoriei Holocaustului. Și dacă ne referim la Adolf Hitler, bineînțeles, el e principala figură istorică asociată cu Holocaustul și oarecum pe bună dreptate, dar dacă vorbim de memorie, e interesant de văzut efectiv modul în care imaginea asta lui Hitler și a marilor fructași din Holocaust acaparează treptat atât în Europa cât și mai ales în țările din Est, acaparează memoria Holocaustului. În sensul că nu mai discutăm despre persoane cum ar fi Zelia Codreanu, cum ar fi Antonescu, cum ar fi Mișcarea Legionară, nu atât în cercetare, cât mai ales în zona asta de
memorie, ci ne concentrăm pe figuri precum Hitler, pe figuri, pe fenomene precum Auschwitz și lagările de concentrare și mari făptași, evident, făptașii germani, dacă vorbim de Göring și ceilalți, făptașii români, dacă vorbim de ofițerii români și așa mai departe. Și asta e o dihotomie care oarecum creează o problemă, pentru că, pe de-o parte, e foarte important, evident, să discutăm despre Adolf Hitler și despre sistemul german în timpul războiului și așa mai departe, și despre marele lagăre de concentrare, și despre exterminarea evreilor, despre exterminarea romilor, despre toate celelalte categorii de victime care au fost clasificate drept nedorite și așa mai departe. Lucruri extrem de importante în cercetare, însă problema pe care vreau să o deschid eu se referă la modul în care după 45, și atenție, nu spun după 90, spun după 45, asemenea s-a creat o dihotomie sau, dacă vreți, s-a creat o discuție de pe ce ne concentrăm atunci când vorbim de Holocaust. Evident, există așa numită universalizare a Holocaustului, acel fenomen prin care Holocaustul devine un simbol universal al suferinței umane și, practic, trebuie să vorbim de principalele simboluri, dar e interesant de văzut, mai ales acum că ne referim la România, e interesant de văzut modul în care Hitler, de exemplu, și germanii, și armata germană, și regimul nazist au ajuns să fie considerați principalii responsabili pentru Holocaustul din România. Și ajungem să discutăm mai puțin despre făptașii români, despre Antonescu, despre Zelea Codreanu, despre mișcarea legionară, despre influența lor în Holocaust, despre Transnistria, despre care foarte multă lume nici nu știe când vorbim despre Holocaust în general și despre Holocaustul din România în particular. Și atunci întrebarea mea pentru tine, referitor și la ce am spus, e cum vezi tu locul Transnistriei sau deportărilor în Transnistria în cadrul acestei discuții asupra memoriei Holocaustului? Ok. Am primit în acest slide pentru, repet din nou, pentru audiență, mai puțin cunoscătoarea celor întâmplate în timpul războiului. Câteva rânduri despre deportările în Transnistria, nu o să stau să le citesc acum, pentru că mă interesează mai mult ce se întâmplă după 23 august 1944. Mai exact, ce se întâmplă cu acest spațiu, unde este locul lui în memoria colectivă din România? Din punctul meu de vedere, sunt mai multe aspecte care ar trebui analizate. Dar putem porni de la repatrierea supraviețuitorilor din Transnistria. Știm, de exemplu, că a existat un prim val de repatrieri, chiar înainte de 23 august 1944. Aproximativ 18.000 de evrei din Transnistria au ajuns în spațiul românesc. Dar ulterior, din cauza, mă rog, înțelegerilor dintre România și Uniunea Sovietică, a existat o perioadă în care evreii nu au putut să treacă în spațiul românesc, chiar dacă au solicitat acest lucru. Au fost nenumărate negocieri între autorități, atât la nivel local, cât și la nivel internațional, negocieri la nivel de organizații internaționale evreiești, și s-a reușit, într-un final, abia în 45-46, ca toți evreii care doreau să revină din spațiul care acum aparținea deja URSS-ului, să vină în România. Deci, pe de-o parte, nu toți supraviețuitorii au ajuns imediat în țară. În al doilea rând, sau poate chiar în primul rând lucrul acesta, spațiul în sine al Transnistriei, un spațiu care aparținea înainte de război Ucrainei sovietice, mare parte, și, mă rog, puțin Republicii Moldova actuale, Basarabia și, mă rog, spațiul moldovenesc sovietic atunci, devine spațiul rusesc. Prin urmare, teritoriul în sine nu mai aparține României, mai mult decât atât, din nou, conform înțelegerilor dintre sovietici și români,
li se cere românilor să nu menționeze acest teritoriu foarte mult, ca de exemplu nu avea voie să se publice hărți în care să apară România mare, cum ar veni, dar România care să conțină și acest spațiu. Prin urmare, după cum vedeți, Transnistria cumva ca spațiu dispare din discursul public. Unde ar fi putut să apară discuțiile despre ce s-a întâmplat în Transnistria, despre deportări, despre exterminări? Au existat, evident, după cum știți, cei mai mulți evrei în Transnistria au murit de foame, frig, boli, dar au existat și alte situații. Un loc aparte în care ar fi putut să discute despre Transnistria au fost procesele criminalilor de război. Și aici cumva îi pasez microfonul lui Emanuel, pentru că cercetarea lui se ocupă de procesele criminalilor de război. Și după aceea o să revenim cumva, pentru că unde se intersectează cercetarea mea doctorală cu cea a lui Emanuel, este că eu mă ocup de modul în care au fost reflectate procesele criminalilor de război în spațiu public și nu de procese în sine. Dar înainte poate vă spune câteva lucruri despre procese efectiv. Ok, mulțumesc. Da, acest spațiu al Transnistriei, în primul rând, că discutam de el, a dispărut oarecum în timpul, inclusiv în timpul proceselor sau după procese, ca proces de formare a memoriei ulterioare, dar oarecum în procese în sine a și revenit. Și aici aveți o imagine pe care Eugenia Mato de la Rivele Naționale, din o adunare publică din București în timpul procesului criminalilor, cred că chiar în timpul procesului Antonescu. Și o să încep prin a spune că eu fac o diferențiere, atât în cercetarea mea și atunci când vorbesc de procese, între procese în sine, deci procesele ca proces legislativ, legislație și modul în care s-au dezvoltat, și memoria pe care ele au generat-o, inclusiv din acei primi ani. Pentru că, dacă discutăm, de multe ori lumea confundă cele două planuri. Și astăzi vorbim mai mult de partea memoriei, modul în care propaganda a influențat în modul public, a încercat să influențeze publicul în privința acestor procese. Să vă dau un exemplu. Inclusiv la marile procese ale lui Antonescu, ale lui Maci și toate cele, procesele mari din Tribunalul Poporului din 45-46, activiștii comuniști care erau în acel moment în România și care făceau, erau un prim proces de acaparare a instituțiilor statului care s-a terminat în 48, deci vorbim de acea tranziție de la, nu de la un stat democratic, cum spun mulți, ci de la fostul regim antoneștian la un regim comunist. Acești activiști comuniști făceau propagandă foarte mare exact pe aceste procese în timp ce le aveau loc. Adică, discutau despre modul în care acești oameni erau trădători de țară, modul în care acești oameni erau antifasciști, modul în care acești oameni întorseseră România din partea lor în Europa și așa mai departe. Lucruri care se găsesc întâmplător și în procese. Acest limbaj e reflectat și în procese. Însă procesele în sine au fost relativ stricte când vine vorba de responsabilitate. Deși erau procese de grup. Dacă vorbim de procesele lui Antonescu și toate procesele din Tribunalul Poporului care au judecat criminal de război, ele au fost procese de grup. Însă, și asta e important, responsabilitatea era individuală. Dovada faptului că mare majoritate celor care ar fi putut fi condamnați, fie nu au fost duși în judecată, fie au fost duși, dar nu au fost acuzați, fie au fost acuzați, dar au scăpat. Rata condamnării în România, la nivel de proces, este cea mai mică din Europa. Deci dacă vorbim de condamnări în timpul proceselor, vorbim de sub 600 și ceva, din care doar 100 și ceva a făptașilor români judecați la București, restul au fost în Transilvania de Nord, în Ardealul de Nord, așa numiți făptașii Holocaustului maghiar. Deci discutăm de o rată foarte mică a celor care au fost condamnați. Pe deasupra,
marea parte, de fapt toți cei care au fost condamnați, au fost ofițeri. Dacă vorbim de responsabilitate la nivelul armatei române, nu o avem. Este un motiv pentru asta și argumentul meu e că, oarecum, atât așa-numiți judecători publici, procurori, mă rog, acuzatori publici, mă scuzați, acuzatori publici și procurori, au încercat oarecum să țină soldații departe de responsabilitate, au încercat să țină armata română, marea masă armatei române, fără parte. Și s-au concentrat pe niște ofițeri, pe niște figuri publice, politice, care într-adevăr aveau o parte de foarte mare de bine și foarte bine că au fost condamnați. Dar, inclusiv acești ofițeri, foarte mulți au scăpat. Iar foarte mulți din cei care au fost pe teren și au tras, au omorât evrei, au contribuit la masacră, inclusiv la masacră de la Odessa și la multe altele, efectiv au fost fie folosiți ca martori în procese, ceea ce e bizar, pentru că ei erau practic fruptași, dar au fost folosiți ca martori și, pur și simplu, nu au fost aduși pe banca acuzării. De ce spun că aceste lucruri sunt importante, inclusiv pentru memoria Holocaustului? Pentru că are un efect, un fel de bumerang din ăsta memorialistic pe care îl trimiți și revine înapoi și tot așa, are un efect exact asupra ceea ce Eugen a menționat, asupra formării memoriei Holocaustului. Pentru că aceste informații, aceste procese fiind publice, fiind foarte lungi multe din ele, au fost preluate propagandistic de foarte mulți din activiștii comuniști din anii 40, final, mijlocul și finalul anilor 40, au fost traduse în spațiu public sub formă propagandistică și s-a ajuns la, cumva, o folosire a acestor procese în, cum să spun eu, în nemenționarea, de exemplu, a evreilor ca victime. Era o discuție despre antifascism, era o discuție despre luptători, despre eroi comuniști și așa mai departe. Și, practic, s-a deturnat. Acum o să închei spunând un lucru important. În cadrul proceselor s-a vorbit, dacă vorbim de substanța proceselor, s-a vorbit și de evrei, s-a vorbit și de victimele pe diverse paliere, nu atât de mult pe cât s-ar fi putut, evident, dar până la nici la Nuremberg nu s-a vorbit la fel de mult cum retrospectiv am fi putut accepta acest lucru. Dar procesele în sine nu au fost așa numite show trials, adică nu au fost procese de masă ca în stalinismul de groază sau cum le place foarte mult la să creadă astăzi, nici vorba. Dar ele au fost deturnate, inclusiv din 45, mai ales după 48, după stabilirea regimului comunist, au fost deturnate propagandistic, inclusiv de cei care trebuiau să le ofere o legitimitate istorică. Și această deturnare, după cum o să vedem în discuția puțin mai târzie, a dus inclusiv la această revenire puternică a extremismului în anii 90, când s-au întâmplat lucruri groaznice din punct de vedere al memoriei Holocaustului. Însă sublinierea mea e exact acest lucru. Faptul că, deși procesele în sine, ca acte legislative, au creat posibilitatea creării unei forme de justiție, ele nu au mers suficient de departe. Deci nici pe departe să fie instrumente comuniste de impunere a unor voințe ale Uniunii Sovietice, nici vorbă. Eu le văd ca fiind insuficient instrumentalizate legal pentru a-i pedepsi pe cei care trebuiau pedepsiți. Și Uniunea Sovietică are o mare parte de vină aici, pentru că sovieticii nu au dat documentație, nu au lăsat autoritățile române să se documenteze suficient și tot timpul îi agasau oarecum pe comuniștii români să crească rata de condamnare. Pentru că și sovieticii în acest caz și-au dat seama că procurorii români și toți cei implicați în procese pur și simplu nu-și făceau treaba destul de bine. Este un motiv pentru asta și motivul e că a existat o continuitate. Și asta o să vorbim de această continuitate acum, în această discuție. Există o continuitate între administrația antoneștiană și cea de tranziție și ulterior cea comunistă. Pentru că nu poți să schimbi un regim și să elimini pe toți, până la urmă, din acest regim. Îți trebuie oamenii de bază de acolo și așa mai departe. Și acum aș vrea să o întreb puțin pe Eugenia, să ducem discuția spre modul ăsta în care
procesele au, sau memoria asupra proceselor au format în, în comunism viziunea despre ce a fost Holocaustul. Cum, cum s-a dezvoltat, practic, memoria? Cum s-a vorbit despre Holocaust în timpul comunismului și cum, cum a dus el la, practic, din punct de vedere al memoriei, cum a, cum a dus la, la dezvoltarea ceea ce am avut până la urmă în anii 90? Da, în primul rând, ceea ce vedeți aici, imaginea de mai devreme, dar de fapt chiar e bine că este la primul slide, sunt oarecum în ordine inversă. Acesta este un, o broșură, după cum vedeți, din 1944. Broșura este făcută în urma unui eveniment care chiar a avut loc, nu doar că a avut loc, dar vă spun că l-am verificat și în presa perioadei respective și a fost prezentat extensiv. Deci, o primă întâlnire a celor care au ieșit din închisori și lagăre este prezentată, după cum vedeți, ca o întâlnire a luptătorilor antifasciști. Evreii, deși prezenți, sunt subsumați acestei denumiri de antifasciști. Vă spuneam că evenimentul are loc la 10 septembrie 1944 și dacă Emanuel spunea că procesele, practic, nu au reprezentat în sine un instrument de propagandă, comuniștii, și atenție, într-un număr destul de mic, nu vorbim de perioada de tranziție, vorbim de perioada dinainte de instalarea puterii comuniste în mod total, în 48, suntem deci în 44, aici 45 imediat în, în slide-ul următor, folosesc tot ceea ce pot folosi pentru, pentru propagandă, respectiv aceste broșuri. Bine, broșurile probabil sunt, au fost distribuite într-un număr mai mic sau mai mare. Dar toată presa avea același tip de informație, vorbea despre același tip de oameni care au fost în lagăre și care au fost victimele regimului Antonescu, și anume antifasciștii, da? Fără să se distingă identitatea lor etnică sau rasială, depinde cum vreți să o numiți. Poți să dai puțin în, în spate? Da, celălalt. Acestea sunt broșuri care sunt făcute după procese, deci în, în sprijinul proceselor cumva. Iar nu știu cât de mult se distinge din broșura legată de criminalii de război, de fapt aceea chiar este doar cu schițe, dar în, în ambele imaginea centrală este Odessa. De ce Odessa? Nu întâmplător, din nou, pentru că, după cum probabil știți, ordinul de la Odessa spunea, vorbea despre execuția comuniștilor. Știm foarte bine că cei care au fost executați au fost evrei. Dar, din nou, comuniștii se folosesc de acest tip în 45-46, când sunt publicate aceste broșuri și eludează din nou, când am vorbit despre, despre evrei, despre identitatea etnică a celor care au fost omorâți, legitimându-și, practic, propria putere. Pentru că vorbim de un partid comunist care avea un număr foarte mic de membri, înainte de august 1944, avea undeva la 1000 de membri și astfel ei reușesc, practic, o grupare mică, numeric, să capete putere și să se legitimeze până la urmă. Asta doreau. Fac asta prin, cu ajutorul presei, cu ajutorul radioului și cu ajutorul altor mijloace de propagandă. Prin urmare, evreii sunt subsumați aceste categorii de luptători antifasciști, fără o identitate foarte clară din punct de vedere etnic. Sigur că apar și reportaje despre evrei în presa respectivă, dar foarte puține și de multe ori uitate în paginile din, din spate ale, ale ziarelor. De asemenea, ceea ce, din nou, cred că spunea Emanuel foarte clar, imaginea soldaților și armatei are o tentă pozitivă. Mai mult decât atât, aș spune, nu doar pozitivă, dar sunt prezentați ca victimele hitlerismului, da? Soldații apar și ei în presă, în reportaje, le-aș putea numi, fără să greșesc, lacrimogene.
în care se arată cât de mult au suferit soldații de pe urma faptului că au fost trimiși fără voia lor să lupte într-un război care nu era un război al României. Da? Poporul român în general este o victimă, nu s-a angajat în acest război, doar Antonescu, ca un fel de marioneta lui Hitler, a târât țara într-un război care nu-i aparține. Cam asta se întâmplă în această perioadă. Atenție, când încă se vorbește într-o oarecare măsură totuși despre suferințele evreilor, urmând ca în 48, mai toate cărțile care totuși se publicaseră, ca de exemplu trilogia lui Matthias Karp, Cartea Neagră, dispare de pe rafturi și dispare chiar și din zona depozitelor bibliotecilor. Și alte cărți, în mod similar, sunt retrase din noi. Cu alte cuvinte, Holocaustul este, cu siguranță, ascuns aproape total. Aproape. Și probabil despre acest aproape o să spunem în continuare. Da, mersi, Eugen, ai punctat un lucru foarte bun aici și mai ales referitor la această omitere a evreilor și insistență pe comunism. Să nu uităm un lucru. În 45, România și ulterior, în anii următori, nu a suferit o transformare miraculoasă trecând de la... Era armata și era societatea antisemită în 41, 42, 43, 44 și după aia în 45, dintr-o dată, nu mai erau antisemiți deloc. Nici vorba. Fondul era același. Să nu uităm despre ce vorbim și despre ce societate vorbim. Și în cadrul armatei, armata română era permeată de o formă de antisemitism și naționalism foarte puternică. Chiar acum, în aceste zile, apare în publicații din România o carte foarte bună lui Grant Harvard, care se numește Războiul Sfânt al României. Evident, între ghilimele. Asta, Războiul Sfânt al României, motivația soldații și Holocaustul, care practic o traducere a cărții sale din engleză, care analizează exact motivațiile și modul în care soldații s-au raportat la antisemitism și modul în care l-au internalizat timp de zeci de ani de zile până au dus la Holocaust. Și de ce menționez cartea asta? Și de ce menționez aspectul ăsta? Tocmai pentru că, deși, cum zicea Eugenia, s-a vorbit foarte mult despre Antonescu, s-a vorbit foarte mult despre ofițeri și așa mai departe, s-a înlăturat, practic, responsabilitatea de armata română. De ce? Pentru că, începând cu 45 și mai ales după ce autoritățile comuniste au preluat puterea, la schimbarea oricărui de regim, ai nevoie să păstrezi anumite instituții fără pată. Și oarecum armata era, încerca oarecum să mențină armata ca fiind fără pată. Și că se menționa mai devreme aici acel ordin al lui Antonescu de a executa, că ordinul era de a executa evrei și comuniști. De ce ordinul sună astfel? Pentru că era foarte preponderent în cadrul societății, deci și armatei, ideea asta a mitului iudeo-bolșevismului. Anume, faptul că evreii au adus comunismul peste tot unde merg și evreii sunt comuniști, toți evreii sunt comuniști și foarte mulți din comuniști sunt evrei. Care e un mit antisemit fals, dar care era foarte, foarte, foarte prezent. Ei, ce se întâmplă după 45 e că el e oarecum reinterpretat. Pentru că, repet, antisemitismul nu a dispărut din România. Oarecum reinterpretat în cheia în care oarecum nu mai discutăm despre evrei, ne concentrăm doar pe comunism, pentru că, cumva, implicația era că oricum cele două cumva trebuie să fie legate și publicul știe asta. Adică era un fel de code word, un fel de cod pentru faptul că, vezi, Doamne, noi acum trecem într-o societate nouă și nu mai trebuie să vorbim de vechile metehne. Ceea ce evident nu era adevărat, pentru că societatea era aceeași. Doar că discutăm despre încercări și tranziții la regimuri diferite. Și dacă tot veni vorba de asta, cred că după cum foarte mulți știu și unii preferă să ignore, în timpul comunismului în România nu efectiv, Holocaustul nu că s-a uitat, dar a devenit oarecum
a trecut oarecum în spate, s-a scris despre, în spate, nu se discuta despre el, pur și simplu era lăsat într-o memorie uitată, iar acest lucru s-a întâmplat în mod deosebit până pe anii 70, iar în 74, după 74, când Ceaușescu devine președinte al României și începe să devină acest simbol, printre alte mari simboluri al istoriei naționale, începe și o reabilitare a lui Antonescu, destul de puternică, în special în anii 80. Și asta va avea un impact profund asupra memoriei Holocaustului și după 90 și până astăzi. Pentru că, deși Ceaușescu încerca să pară unul din cei mari ai istoriei, l-a ales pe Antonescu ca fiind un simbol al istoriei și nu putea fi văzut, prezentat drept într-o oglindă negativă. Vă reamintesc inclusiv filme și după 90 și cum ar fi Oglinda lui Sergiu Nicolaescu și multe altele care au început să-l prezinte pe Antonescu drept erou. Asta nu era deloc întâmplător. Era ceea ce s-a întâmplat în a doua parte a anilor 70, în anii 80, cu spălarea lui Antonescu, care practic a devenit un erou pe faptul că a salvat evrei, care era un mit absolut fals, nu poți să salvezi tocmai pe cei pe care tu îți propui să extermini, asta nu e salvare. Unul și doi, scopul era de a crea o imagine a lui Antonescu ca unul din cei mulți care erau eroi naționali, Ceaușescu inclusiv. Și asta duce în anii 90, după anii 90, da, începând cu anii 90 și mergând până, mai ales până prin 2004, la o dezvoltare a unui cult al lui Antonescu ca fiind erou, pe diverse mituri false, fie că a salvat evrei, fals, fie pe faptul că nu a, el doar l-a urmat pe Hitler, deci nu a avut de ales, din nou fals, Antonescu merge la Hitler în 41 înainte de Barbarossa și spune vreau să mă alătur cât mai mult, vreau să fiu implicat în chestia asta, foarte mulți nu știu lucrul ăsta. Și mai un lucru, faptul că, vezi, Doamne, Antonescu ar fi vrut doar să recupereze teritoriile pierdute. Asta era o mică parte a dorinței lui. De fapt, este și o declarație în 40 a lui Mihai Antonescu, care spune foarte clar în 41 că dacă acum nu ne luăm șansa de a crea o Românie pură, de a scăpa de evrei și de comuniști și de a scăpa de iudeo-bolșevici, istoria nu ne va ierta niciodată. Deci e o declarație foarte clară și foarte specifică a faptului că nu era nici vorba doar de recuperarea teritoriilor. Ăsta era văzut doar un moment prielnic pentru a urmări o soluție mai largă. Și menționam această spălare a lui Antonescu și aș vrea să revin puțin aici la tine, să te întreb cum s-a ajuns totuși ca în 2001, de exemplu, să avem busturi cu Antonescu, care există și astăzi, și sunt mai mulți ani puțin ascunse, și cum am ajuns să avem în același fel reprezentați ca eroi pe legionari, pe Antonescu și o întreagă pleiadă de oameni care efectiv ba erau criminali de război, ba erau fasciști, ba erau niște oameni care promovau niște politici antisemite teribile. Pare un fel de paradox, dar cred eu că nu e, nu? Adică aș vrea puțin să discutăm despre modul în care s-a ajuns la situația asta din punct de vedere al memoriei. Da, nu știu, sincer nu știu cum să-ți răspund cum s-a ajuns aici. Mă uit la această imagine pe care recunosc că am folosit-o la unul dintre cursurile mele. Și am avut surpriza să-mi spună studenții, știi statuia asta? Statuia asta este din București, este în curtea unei biserici, de undeva din zona Muncii, dacă știți Bucureștiul. Și aș vrea să vă spun că statuia asta nu mai există acolo, dar nu este adevărat. Statuia există în continuare în curtea bisericii, doar că i-au pus un plastic negru peste cap lui Antonescu. Și cred că în punctul ăla suntem. Nu știu, adică aș vrea să fiu mai optimistă, dar nu reușesc să fiu mai optimistă, deși ultimul slide e așa într-o formă de optimist, că s-au întâmplat niște lucruri. S-au întâmplat niște lucruri, dar din păcate
statuile au fost ridicate, ca ai zis, anii 90, și eu de multe ori mă surprind spunând că s-a întâmplat ceva prin anii 90, ca ai zis, a fost de mult. Dar iată că s-au întâmplat lucruri chiar în începutul lui 2000 și chiar aș, dacă ne gândim cum s-a format Comisia Wiesel ca urmare a interviului ratat al lui Ion Iliescu din 2003, când a declarat ziarului Aleț, printre altele, că, de fapt, în România nu prea a fost Holocaust. Iar cum s-a ajuns, nu știu, mă gândeam când spuneai de Antonescu, negaționiștii au ajuns să folosească niște declarații pe care le făcea undeva în 1944, în care spunea unor diplomați străini exact lucrul ăsta. Eu, de fapt, i-am salvat pe evrei din România și în legătură cu deportarea evreilor în Transnistria spunea ceva de genul, eu i-am deportat ca să-i salvez, pentru că românii erau foarte antisemiți și urmau niște pogromuri groaznice și i-am dus în Transnistria ca să-i apăr. Da? Deci, cam acolo ajungem, din păcate, la o distanță de mulți ani. Nu știu neapărat dacă cauza reprezintă doar cei 50 de ani de comunism în care memoria a fost folosită efectiv în scop politic de către diverse grupuri ideologice, cel mai probabil că un efect foarte mare îl au și grupurile politice de după 90. Atât cei care au influențat memoria colectivă într-un anumit sens, cât și cei care nu au făcut nimic ca lucrurile să meargă în direcția respectivă. Da, vreau să adaug un lucru aici, că așa mergem spre încheiere, că sunt foarte multe lucruri de zis, dar vrem să le menținem totuși în 30-40 minute de discuții, ca să avem discuții și ulterior cu cei de aici. Chiar citeam și la niște cercetători occidentali care vorbesc de paradoxul Antonescu și faptul că, și asta vine undeva tot de la mijlocul anului 2000, că discutau despre modul în care, paradoxal, au supraviețuit foarte mulți evrei în România și de ce s-a întâmplat acest lucru când România a omorât și foarte mulți evrei și a contribuit. Mie nu mi se pare neapărat un paradox. Mie mi se pare o formă de oportunism politic și de manipulare a ceea ce oamenii înțelegeau prin oportunism. Să nu uităm că a existat o dorință și a existat o discuție foarte serioasă de a deporta evrei din România către Auschwitz. Asta în timpul războiului, nu mai țin exact anul. Dar s-a discutat foarte mult despre lucrul ăsta. Până când Mihai Antonescu, care era responsabil pe zona de externe, a avut o schimbare de atitudine, pentru că, nu mai există o discuție foarte largă de ce a avut, eu o interpretez pentru că, practic, a existat un fel de frustrare la nivelul oficialităților române că prea mult ne spun nouă nemții ce să facem. Și evrei din România sunt evrei noștri și facem ce vrem cu ei și nu o să-i deportăm decât dacă vrem noi. Exact. Atunci, oarecum, s-a tergiversat această chestiune până când s-a ajuns în timpul războiului după Stalingrad, în 43-44, când efectiv Antonescu și-a dat seama că dacă va face lucrul ăsta, va fi văzut ca cea mai mare paria din Europa și nu mai avea nicio șansă în a încheia niciun fel de înțelegere de după război. Deci a oprit deportarea. Nu a fost vorba deci de nicio salvare, dacă vorbim de asta. Realitatea de memorie și de... și cu asta o să dau ție cuvântul la final. Eu cred că cumva faptul că a apărut raportul Wiesel în 2004 și faptul că au început lucrurile se miște în termen de studii al Holocaustului după anii 2000, după mijlocul anului 2000, are foarte mult de a face, evident, și cu situația externă, cu faptul că am pus să accedem în NATO, cu faptul că am pus să accedem în Europeană și așa mai departe. Deci, oarecum, lucrul ăsta nu a venit de la sine. A fost o chestiune impusă într-un sens pozitiv, evident, cu impulsul de afară că vă rugăm să faceți ceva pentru la nivel de stat. Bravo lor, autoritățile române de după 2004-2005, că s-au ținut de lucrul ăsta. Însă, asta nu înseamnă că societatea a fost neapărat pregătită în 2004. Poate nu este nici astăzi, la modul total, de a accepta toate lucrurile astea. Vedeți aici, așa sunt părți de la
din timpul din 41, din 42 și din România Mare din anii 30, și modul în care geografia oarecum a influențat toate aceste deportări. Deci nu vorbim deloc de un fenomen simplu al Germaniei naziste care a avut sub apuc pe toți ceilalți, cum s-a discutat foarte, foarte mult, cum spunea și Eugenia, în timpul comunismului. Și de acolo vine problema faptului că în anii 90 am ajuns să discutăm despre Holocaust ca fiind făcut de germani și ceilalți cumva au urmat într-un fel sau altul planul și a ne uitat la numere și a vedea că au mai rămas în România și foarte mulți au fost în ghilimele salvați. Am explicat foarte clar de ce chestiunea asta este greșită. Și aș vrea să te întreb ca ultim punct. De ce crezi că, sau de ce crezi, cum vezi evoluția acestor aspecte privind memoria în ceea ce urmează, în anii ce urmează? Pentru că dacă ne referim la procese, s-au tot încercat în ultimii ani un fel de întoarcere a proceselor, întoarcerea acestor condamnări. Să nu uităm că doar ieri sau alaltă, CEDO a dat o decizie prin care a spus foarte clar că orice încercare nelegitimă a statului de a întoarce rezultatul condamnărilor de la procesele din 45-46 sunt un grav atac asupra memoriei Holocaustului și asupra drepturilor supraviețuitorilor. Decizia CEDO, care e una istorică din punctul meu de vedere, spune foarte clar că nu putem avea absolut deloc o discuție despre fapte deja bine stabilite. Chiar asta a fost în argumentația lor. Faptele sunt bine stabilite, sunt documentate. Holocaustul e, până la urmă, cel mai bine documentat din punct de vedere arhivistic și documentar eveniment din istorie și nu putem să ne folosim de tipuri așa zis legale sau legalistice pentru a întoarce anumite procese. Deci, cu asta în gând și cu faptul că știm că au fost procese care au fost întoarse în anii 90 și că se încearcă, s-a tot încercat, inclusiv acum 2 ani, cu procesul Imagici, s-a încercat întoarcerea unor procese, întoarcerea unor procese, mă refer la întoarcerea sentințelor din a fi declarați nevinovați oameni precum Antonescu, precum Nicolae Macici, precum foarte mulți alți ofițeri. Nu s-a reușit pentru că atât Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cât și Curtea Supremă a României au spus că nu se pune problema de așa ceva. Oamenii au fost condamnați pe fapte foarte bine stabilite din timpul războiului, în procese care, deși au avut problemele lor, au dat niște rezultate totuși legale. Și atunci întrebarea ar fi de unde mergem de aici? De ce vor mai exista oare astfel de încercări în viitor? Crezi că memoria Holocaustului va evolua și în România în următorii ani, ca în Germania sau ca în alte state? Sau trebuie să ne așteptăm încă vreo 50 de ani până acolo? Asta a fost ideile mele. Mulțumesc și o să las pe Eugenia să încheie toată discuția. Și, de fapt, aș lăsa întrebările pentru cei din sală, pentru că eu cred că am vorbit destul deja astăzi. Așa că întrebările lui Emanuel, dacă pot fi și pentru noastră, ce credeți noastră din diversele poziții și roluri pe care le ocupați? La un moment dat, în România erau arestați 50.000 de legionari. Brusc, în câțiva ani de zile, numărul lor a scăzut la câteva mii. Acum vă pot spune și istoria orală. În Curtici, bunicii mei au cunoscut personal legionari care au împușcat evrei. În timpul rebeliunii împotriva lui Antonescu, în ianuarie 1941, au fost închiși pentru scurtă vreme, au fost eliberați, au trecut în Partidul Comunist și au rămas nepedepsiți până la moarte. Repet, 10.000 de legionari deveniți comuniști nu au mai fost pedepsiți pentru crimele odioase din timpul Holocaust. Ăsta e un argument care trebuie să-l aveți în vedere. De-aia memoria Holocaustului a fost ocultată. Masiv. Uitați-vă în manuale de istorie.
Am făcut un studiu, am citit foarte multe manuale de istorie din perioada comunistă, inclusiv pe care am învățat eu și în clasa 10-a, în care nu era despre nimic despre Holocaust. Șocant, nu era. Mai mult, acum vă spun și alte lucruri. Generalul Ilie Ceaușescu, indiscutabil cel mai inteligent dintre frații Ceaușescu, am avut ocazia să-l aud în Arad, la multe concursuri la care am participat în gimnaziu în vremea comunismului, în anii 80. Și o să vă spun că am rămas șocat, ca și copil, de discursul lui, în care îl vedea Ilie Ceaușescu Pantonescu, erou, știți de ce? Pentru că a luptat cu demnitate, curaj împotriva marelui dușman, Uniunea Sovietică. A apărat teritoriul strâns și mai departe. Deci toate păcatele lui erau șterse pentru că și Nicolae Ceaușescu se regăsea ca adversar al Uniunii Sovietice, al Rusiei, în acest discurs. Antonescu era disculpat. Știți ce spunea? Păi n-a fost la noi Holocaust, pentru că nemții au făcut Holocaust. Cei care au împușcat pe evrei n-au fost soldații români, numai soldați nemți. Ceea ce este un fals istoric. Păi dacă generalul Ilie Ceaușescu, unul dintre cei mai importanți demnitari, susținea așa ceva, și atunci toată vina regimului a fost transferată asupra lui Hitler și a nemților. Mai mult, zice, fraților, să aveți în vedere că Antonescu mai mult i-a urât pe țigani decât pe evrei. Trebuie să vorbim despre Holocaustul țiganilor și decât de fapt țiganii au suferit mai mult. Deci observați cum această ocultare a realității istorice era prezentată. Și durerea, ce să vă spun, generalul spunea atunci, citez, bine ar fi fost dacă Antonescu ar fi terminat cu țiganii pentru totdeauna. Vă dați seama ce gândire, asta era prin 85-86, a fratelui lui Nicolae Ceaușescu. Și atunci nu-i de mirare că în manualele de istorie nu se spunea nimic despre Holocaust. Ba mai mult, profesorul de istorie care am avut sub influența aceasta oficială, îl vedeau erou pe Antonescu, șocant. Cum îl vedeau pe regele Mihai? Băi, ezitan, o cedat în fața lui Stalin, o întors armele. Și Ilie Ceaușescu spunea un alt fapt și mai șocant, Antonescu ar fi obținut un armistițiu mai bun pentru România decât regele Mihai. Deci ca să înțelegeți de ce în România, și atunci să nu ne mirăm, că foarte mulți legionari, copii de legionari, care au străbătut toată epoca comunistă, au ajuns comuniști după 90 și au reafirmat convingerile lor intime. Înțelegeți? Este foarte bine, și aici aș vrea să închei, că nu vreau să monopolizez discuția, este foarte bine că s-a introdus în școală, în liceu, studiul istoriei Holocaustului. Cum putem să readucem Holocaustul în memoria publică prin educație, prin școală? Este prea târziu, zic eu, într-un fel, nu e prea târziu niciodată, ar fi trebuit să fie de vreo 10-15 ani această materie introdusă în școli, istoria Holocaustului. Pentru că sunt foarte mulți care susțin idei contrare. Vă spun, la olimpiadele naționale de istorie, am fost în anii comunismului, deci eram șocat de ce auzeam. Vă spun, chiar din partea unor oficiali. Oricine care lupta împotriva rușilor era văzut bine. Holocaustul a existat, a produs sute de mii de victime, oameni care au fost dezrăcinați, lichidați. Ce mai spunea Ilie Ceaușescu? Holocaustul trebuie imputat Ungariei hortiste. Ungurii, în partea lor de țară, aia a fost un holocaust masiv. Noi, la noi n-a existat. Ungurii au făcut și cu nemții, cu Hitler. Deci asta era discursul oficial din anii 80, care, din păcate, din nefericire, a prins la mulți. Trebuie să condamnăm hotărât o asemenea idee comunistă, asemenea idee, să spunem răspicat. Holocaustul a existat, a fost un holocaust major, nu unul minor, și a produs sute de mii de victime. Mulțumesc. Comunismul care a apărut în 48, inclusiv această perioadă de tranziție, a venit oarecum bazat pe ceea ce s-a întâmplat înainte. Pentru că nu pot schimba un fond al unei societăți bătând din palme sau dând din degete. Și asta e foarte important de înțeles, pentru că foarte mulți preferă să vorbească astăzi de, încă o dată, într-o formă de victimizare, a faptului că au venit rușii și ne-au impus comunismul și noi n-am avut nicio vină. La fel cum au venit nemții și ne-au impus hitlerismul și noi n-am avut nicio vină. Deci e exact același mod de a privi lucrurile, fără niciun fel de asumare și fără niciun fel de înțelegere a modului în care genul ăsta de memorii se dezvoltă într-o anumită perioadă.
Și da, foarte mulți legionari au fost într-adevăr scăpați, dar din punctul meu de vedere, procesele postbelice au făcut un lucru foarte bun prin faptul că au dat tonul pentru o posibilitate de începere a unui fenomen de justiție. Nu au mers suficient de departe. Nici pe departe că au fost prea dure, nici vorba. După cum subliniam, procesul de justiție din România, după 45, a fost foarte lent și foarte prost făcut. Și am văzut că în timp ce domnul Bacă spunea Eugenia și cu mine vorbeam puțin de aspectele pe care erau subliniate și aș vrea să te întreb dacă ai ceva de spus legat de discuția asta fie cu modul în care legionarii au contribuit oarecum în perioada comunistă la dezvoltarea memoriei Holocaustului sau efectiv la modul în care extremismul a contribuit în timpul perioadei comuniste și imediat după la dezvoltarea memoriei. Nu vreau să adaug două alte lucruri legate într-adevăr de Transilvania de Nord. Tema, așa cum foarte bine ați spus, apare în anii 70, anii 80, dar apare cumva într-un context cel puțin dublu și anume cel pe care îl spunea Emanuel și anume faptul că Ceaușescu trebuia să se legitimeze ca urmaș al unor mari conducători în urmă, nu? De la Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Antonescu era și el acolo în listă, trebuia să fie până la el numai oameni bravi și mari oameni de stat. Iar asta pe de-o parte și pe de-altă parte din atitudinea antimaghiară care se dezvoltă în această perioadă. Deci, până la urmă, evreii nu fac altceva decât să cadă încă o dată victimele ideologiei politice din perioada respectivă. Și un alt lucru pe care noi l-am uitat, deși dimineața când am vorbit am zis să nu uităm, să amintim, îi uităm și noi din nou pe romii. Romii dispar, nu că dispar, de fapt nu apar niciodată în discursul inițial despre Holocaust. Nu, dacă, așa cum spuneam, sunt câteva reportaje despre evrei, sunt totuși niște cărți care sunt publicate, deși în tiraje mici, fără audiență foarte mare, romii nu există. Deci, într-o primă fază, nu există. Reapar, așa cum bine ați spus, dar într-un alt context, într-un context în care se servească din nou interesele politice ale prezentului, momentului respectiv. Da? Politica de românizare. Ei, uitați-vă, vă rog, ce se întâmplă în România de astăzi, când această temă a românizării este reluată, ba chiar prin unele inițiative în Parlamentul României. Și apar unele personaje care spun, n-ați vrut să adoptați propunerea de românizare pe care eu am propus-o, spunea un personaj cunoscut deja în mediul politic românesc. Și iată că anumite partide politice de astăzi au succes cu un asemenea discurs. Și foarte mulți așteaptă cu înfrigurare rezultatele alegerilor care vor fi curând, nu numai în România, ci în Europa. Deci în Europa este cam același fenomen. Nu? Și e vorba de o resuscitare a mișcărilor extremiste, exclusiviste. Care este întrebarea care ne-o punem? De ce? Cum s-a ajuns aici? Păi, sigur, prin educație putem spune. Educația este deficitară. Așa cum spunea colegul Pulboacă, nu? Eu am terminat la Cluj, cu mult înaintea lui, dar nici eu n-am învățat foarte multe despre Holocaust. Nici el n-a învățat, nu? Nici Emanuel n-a învățat, să spunem. Da, nu, că el totuși a mai prins anumite teme de zona aceasta. Dar educația are un rol foarte important. Ori dacă mă uit în România, în ceea ce privește sistemul educațional, eu constat că în ultimii 30 de ani sau 30 și ceva de ani, după Revoluția din 89, educația este într-o continuă reformă. Se reformează. Se tot reformează și când vine un ministru, alt ministru și alt ministru, se schimbă legea educației pe aici, pe acolo, încât la un moment dat a trebuit să fie schimbată cu totul și se ia procesul și așa mai departe. Se adoptă unele decizii, se dă o lege, se adoptă unele decizii, se aplică unele, altele nu, se amână și așa mai departe și nu ajungem, e o muncă sisifică, de fapt, niciun rezultat. Școala românească este într-o zonă gri. Și astăzi
așa cum a fost și, din păcate, se prea poate să continue acest fenomen.